Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre eliminarea din 1 octombrie 2023. După atâtea eliminări în ultima perioadă, era cumva de așteptat să urmeze încă una fără eliminare, așa că în gala din 1 octombrie niciun concurent nu va fi eliminat. Și chiar dacă nu va pleca nimeni în prima duminică a lunii octombrie, sunt convins că de eliminat au pe cine elimina, pentru că sunt destui concurenți ce cam taie frunza la câini pe acolo. Primii pe listă cred că sunt Catinca și Cosmin, care nu reușesc să-mi pe nimic. Catinca încă își plânge de milă după ce tentativa de relație alături de Cosmin a ieșuat complet și cred că producția s-a așteptat să iasă ceva materiale după acest eșec, doar că nici Cosmin nu este departe de ea, doar că el s-a molifit de la George și în afară de glumițe nu prea știe altceva ce să facă, așa că în curând mă aștept ca unul dintre ei doi să fie lăsat la vatră. Rămâne să vedem în ce ape se va scălda noua concurentă și dacă va putea face față acestui sfârșit de sezon. Sunt curios și cum va evolua Anthony, pentru că eu cred că de fapt Larisa s-a folosit de el doar pentru a scăpa de George, așa că se pare că această strategie i-a ieșit din plin. După ce la începutul săptămânii se întâlneau și îi mai dădeau încă o șansă, iată că după numai două zile au decis că este mai bine să o ia fiecare pe drumul lui. Și atunci, ce rost a mai avut această șansă care a murit încă din fașă? După cum au decurs eliminările în ultimele săptămâni, mă aștept ca după gala din 1 octombrie să urmeze o altă eliminare, unii concurenți parcă prea cer eliminarea. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!